Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal ăsta, aici împreună cu pisica. Bună! Și cu Mihai. Salut! Și astăzi avem ceva foarte special pentru voi, pentru că am venit într-un nou oraș și am descoperit faptul că aici se află Bebe în galben. Uitați-vă puțin la fața lui. A venit în oraș, dar să știți că are niște planuri destul de diabolice. Și uitați-vă ce scrie aici pe afișul ăsta. Văd, rapid, 9500 de like-uri, rapid. În secunda numărul 1, zice Bebe în galben, deci nu știu ce să zic despre el. Eu știi ce zice eu, capitanul? Ce zici? 15.000 de like-uri. De ce să-i fac pe plac? Dau 15.000 de like-uri. 18.000 de like-uri. Câte? 18.000 de like-uri. 18.000 de like-uri? Mamă, Bebe în galben, sper că ești fericit, pentru că nu de alta, dar nu vreau să... Ia, că a plecat. Unde ai fugit? Bă, vezi că, nu e bine. Nu e bine deloc. Nu prea e bine. Da, ce facem, ce facem în acest moment? Sincer să fiu, chiar nu știu. Știi ce cred că facem? Fugim. Bă, uite ce văd eu acolo. Voi vedeți și voi ce văd eu acolo? Uitați-vă. Ce l-a fost întotdeauna acolo? Ne-i privea sau ce? Bă, dacă asta era o vrăjeală și de fapt el era acolo. Mă, ăsta poate să se cloneze? Cred că da. Cred că da, da, sigur poate. Dar bă, are ochii roșii! Are ochii roșii! Capitanul, stai departe, A dispărut. Bă, nu știu ce se întâmplă, sincer să fiu, dar dacă mai apare pe aici, aveți grijă, pentru că... Nu știu, mă uit în stânga și în dreapta. Hai, stânga și în dreapta. Cartunchet, ajută-ne, Huggy Wuggy! Sar ce pe el! Cartunchet să ne ajute, capitanul? Păi nu știu, dar să vorbim cu ei să ne ajute, că nu mi se pare normal. Dar să nu fie cu el? O, uite-l, nu știu ce să zic. Uite-l. Uite-l. Bă, vezi că ne privește și nu știu ce să zic. Păi acum nu mai vrei ajutorul lui? Nu mai vrei, nu? Nu, pentru că a apărut. Ia, veniți încoace, am o idee. Stai să găsim o metodă să sărim pe aici. Uite, fiți atenți. Știi care e chestia? În stadionul ăsta. Că nu prea poți să sar. Gata. Haideți, băieți, haideți, curaj. Gata, bravo. Nu cred că ne-a văzut, suntem ok. Cred că am făcut gălăgie. Se urcă în copac. De ce se urcă în copac? Nu știu, dar nu ai zis să facem trecere. Bă, cât sunt! Vezi? Ce-i asta? Oh my god! Ok, asta nu-i bine. Asta nu-i bine deloc! Mamă, ce căcar tuchet! Da, hai să strigăm, Ok, ok, nu e bine deloc, Deci mai bine nu-l strigam, sincer. Da, tocmai, mai bine. Dar fiți atenți. Am înțeles că undeva în oraș există o mină secretă, iar în mina aceea secretă, acolo își face planul Bebe în galben. Și acolo este varianta cea reală a lui Bebe în galben. Așa că va trebui să mergem în acea mină, dar nu oricum. Vom avea nevoie de o deghizare. Fiți atenți. O deghizare. Va trebui să ne deghizăm fie în Huggy Wuggy, fie în Cartoon Cat. Dar ca să putem să facem chestia asta, va trebui să mergem să ne luăm tool-ul de deghizare. E ca un fel de dispozitiv care ne transformă în orice creatură. Păi și tu știi unde e? Păi e undeva în oraș, dar nu prea știu unde e. Dar nu știu exact. Nu știu unde e exact, așa că o să trebuiască... Ce? Trebuie să apelăm la cineva, capitanul. Eu cred că ar trebui să strigi pe cineva. Fiți atenți. Ben, arată-te, avem nevoie de ajutorul tău. Unde ești? Opa, uite. A apărut. Ia să vorbim. Da, acum trebuie să Hai, benzine. Ben, este în orașul acesta undeva tool-ul acela? Nu știe, nu prea știe exact. Eu cred că nu vrea să ne zică. Ben, în prima clădire pe care o găsim, vom găsi tool-ul? Yes! În direcția aia, pe acolo? Râde. Nu vrea să ne mai zică. Băi, pleacă de aici, răule. Pleacă de aici, răule, că nu vrei să ne zici foarte multe detalii. Ce ai zis în prima clădire? Dar care e prima clădire? Păi da, bună întrebare. Care e prima clădire? Că nu vrea să ne zică. Sunt multe. Oh, Bebe Cartoon Cat. Aoleu. Pleacă, bă, de aici, răule, Bebe Cartoon Cat. Ce viteză are? Bă, deci fiți atenți că Bebe în galben îi controlează pe toți Bebe ăștia. Da, uite. Ia uite. Bebe Cartoon Dog. Bebe Cartoon Dog. Gata. Nu trebuie să-i lăsăm pentru că să nu cumva să creeze haos în oraș. Ia uite. Bebe Cartoon Mouse. Mai zic, de e plin pe aici. Okay. Invazie direct. Ok. Cine e asta? Este Bebe ăsta, Freddy. Da, Bebe Freddy. Bebe Freddy. Ce cerchel. Băi, Bebe Freddy, unde te crezi aici? Unde te crezi? Eu, Bebe Huggy. Uite și pe Huggy Wuggy. Bă, ăsta e episod cu Bebe, full de Bebe, pentru că Bebe în galben îi controlează pe toți să ne atace. Credeți că Bebe în galben este șeful lor?
Da. Eu cred că e controlat. Hopa. Ia. Uite, bebe Sirenhead aici. Măi, bebe Sirenhead, ia pleacă-mă de aici. Ia, veniți după mine, veniți după mine. Veniți după mine, cred că va trebui să mergem în direcția aceasta. Bun. Cred că ai pe aici, da. Posibil să fie gen prima clădire, dar pe drumul acesta. Am nu știu, da. Oh, Mihai! Ce e aia? Ce e aia? E o galbenă, care este din... E o mână! Aoleu! Mă, ce e asta, mă, o mână random? Ok. Aici, dar... Bă, uite cum e altă culoare! Mâna roșie. Cum e roșie? Bă, asta-s mâna tricolor, roșu, galben și albastru, ce e? Asta mi-a spus și RGB. Bă, dar nu pot să distrug, nu pot să distrug. Merge distrusă? A, bă, da. Merge. Nu, eu cred că ea iese de sub pământ de undeva. Ok, asta e ciudat. Iarăși o mână. Și ies... Care-i faza cu mâinile astea? De ce tot apar? Să ne oprească, să nu luăm ăla, cred. Crezi? Probabil, uite. Posibil. Mână galbenă. Eu cred că ne duce spre zonă. Crezi? Eu cred că da, eu cred că asta se întâmplă. Hai să eu mergem. Uite alta. Ia uite alta, wow! Doamne ferește, doamne ferește. Bă. Dar zice, uite, când distrug mâna, zice, primary color man. Color man, omul colorat? Color man? Uite, sunt albastru, băi, roșu, galben și albastru? Da, aparent. Mamă, dați dă un AD, te zboară. Da, te aruncă mult de tot. Pe unde ar trebui să bă, nu știu, sincer să fiu. Uite, hai să încercăm prima clădire pe care o găsesc. Uite, uite ce culoare are. Ce, unde? Aici, pe strada asta sunt. Uite. Ce culoare e? Uite, e un roșu dus să mă închis. Da, e tot roșu, da. Stai să mă duc, am zis că în prima clădire. Prima clădire, ce am găsit-o, asta e. Asta aici e, să fie oare. Ia uite că am găsit-o. Ce zici? Ok, perfect. Și aici, fiți atenți că am posibilitatea să mă uit în acest tool și am posibilitatea să selectez mai multe caractere. Dar cred că Hagi-Wagi va fi destul de înspăimântător pentru a putea să ajungem în mina respectivă. Dar știți ce? Vreau eu prima. Nu o să vă schimb acum, pentru că doar când ajungem în mină o să vă schimb, ok? Și o să vă transform în diferite caractere ca să-l speriem. Ce se aude? Se aude Hagi-Wagi. E Hagi-Wagi. Da. Ok, fiți cu ochii în toate direcțiile. Că nu știu unde e. Încerc să-l găsesc, să văd unde e. Uite-l! Ia, lasă-l să vină aici, să văd dacă sparge ușa. Ia Hagi, vin încă. Ce face, mă? Ia, nu-l vede nimeni, ci că mă ascund după boschete. S-a băgat după boschete, uite-l cum face. Ia, uite-l în slow motion. A, vezi că vine. Ia, ușa? A dat ușa jos, ia. Opa! Aoleu! Mamă, dar nu mă așteptam să apară așa de repede. Bă, uite cum te... Bă, lasă-mă, nu mai dat pleacă-mă de aici, mă, pleacă-mă de aici. Avem altă treabă, nu cu tine. Eu cum voce? Mă, ești turbat? Hagi, lasă-ne, Hagi. Hagi, avem treburi mai importante. Uite ce a făcut bebe în galben, a lipit postere pe toți pereții. Știu. În orașul ăsta, deci nu știu ce-i cu el. Dar hai să mergem mai departe. Veniți să încoace pe mine. Veniți să încoace pe mine. Ce? Oh my god, ia. Bă, aruncă cu rahat. Bă! Îi scoate din Pampers! Nu vreau asta. Pe bune zic, uite! Mamă! Wow, ați văzut? Unde? Bă, ce e asta? Se transformase cu dinți! Se făcuse cu dinți! Vai, eu cred că ne așteaptă ceva. Wow! Hai să fugim decât să stăm. Bă, eu zic că mai bine, da. Oh my god! Ben, ce faci? Ben, eu cred că Ben... Bă, de cine bate? Stai, mă, cred că îl controlează și pe el. Eu am crezut că e Ben bun ăla de... Nu, dar Ben bun e ăla de pe scaun. Asta este Ben rău. Plânește. Este Ben rău ăsta. Vai, nu vezi că mușcă? Uite ce mușcă, ia. Și dă-și cu ghearele. Păi nu mai da, mă, cu ghearele. Nu știu. Ok, trebuie neapărat să mergem după... După Beben Galben. Uite că a pus postere pe toți pereții. Da. În ce parte l-am? Cred că în direcția asta. Ce și de asta cu mâna? Ce e asta? Oh my god. Aoleu. Stai puțin că nu înțeleg. E se lungește. Da. Mă, stai, omul român? Da, așa pare. Oare? E de plastilină. Roșu, galben și albastru? Elastic Man. Ce faci? O bune, e ciudat rău de tot. Ce? Primary Color Man. Okay. Așa-l cheamă. Ia. Bun. A dispărut. Ok, mi-e frică rău de tot, sincer să fiu. Se întâmplă numai ciudățenie. Ce face? Da. Bă, vezi că dă cu culori, trage cu culori. Ia că bagă mâinile pe sub hartă. Wow. Ok, wow. De ce se făcea asta? Alo, Color Man, lasă-ne. Lasă-mă. Bă, vedeți că bagă mâinile pe sub hartă. Ia uite ce face. Ia. A zburat pe acoperiș. Mamă, câte mâini are. Da.
Deci asta trage cu culori, mă. Fa. Da. Mă, aveți grijă să nu arunce. Dar îmi place că e roșu, galben și albastru, sincer. Adică mă simt ca și cum ar fi din România. Bă, s-a făcut fără culoare! Ce s-a întâmplat cu el? Și-a pierdut culorile. What? Da. Și le-a luat înapoi acum. Nu știi ce face? Cred că își trimite culorile. Da, trimite culorile după noi. Și după aia da, ce... Da, și după care vine înapoi și se colorează înapoi. Wow, yeah. Hai să fugim. Ce interesant. Mai bine să fugim decât să stăm. Corect. Mai bine să fugim decât... Wow! Mamă, m-a aruncat la un kilometru distanță. Glumești cu mine? Hai, că am înțeles. Wow. Așa, hai să vedem. Pe unde luăm, băieți? Nu știu ce să zic. Trebuie să ajungem așa, într-o mină. Unde ar fi o mină, logic vorbind? Ha? Hai să mergem pe aici să vedem. Pentru că o mină, în mod normal, ar trebui să fie într-un loc mai ciudat, așa, nu da, în mijlocul orașului, zic. Corect. Da, mai ferit. Bă, cred că aici e, sincer să fiu. Uitați-vă cum arată. Așa pare, așa pare. Ia, deschide bariera, nu merge să deschizi bariera. Da, și aici a fost. Și eu cum trec? Păi sari, pur și simplu. Gata. Nu cred că merge să deschizi nicio barieră. Bă, este Mami Long Legs! Mami Long Legs, aveți grijă! Mai bine să plecăm. Ia uite-l pe Mihai, așa, Mihai, stai acolo. Mihai, ai grijă, ai grijă că a apărut. Ia veniți cu aceea, ieșiți afară, veniți pe stradă și avem aici un loc de luat picnic. Ah, ok, bine. Și aici, ca să ne strecurăm pe lângă Mami Long Legs, avem nevoie de acest tool, ok? Fiți atenți. Okay, pe pisica o voi face Huggy Wuggy. Ok, ca să creadă că sunt fiul ei. Exact, ia uite-o. Gata, stai că vreau să mă prefac, gata. Poate cum stai cu mâine? Mami! Gata. Ok, stai pisică, vină încoace că trebuie să ne decidem ce îl facem și pe Mihai. Pe Mihai îl facem... Stai, pe Mihai îl facem... Hai că am mai multe variante aici, dar nu știu ce să-l facem. Îl facem friptură. Nurpo. Ia stai. Nurpo, ai Nurpo? N-am făcut o găină. Ok, nu cred că e bine. Asta arată ca o gustare, ok. Nu cred că e bine. Stai să mă gândesc. O să fiu prima gândire care trece strada. Nu, vine înapoi. Îl facem, fiți atenți, îl facem tot un Huggy, dar un Huggy desen animat. Ok, arată drăguț, îmi place. Ok, așa. Și pe mine și trebuie tu? Să mă fac acum. Să mă fac și eu Huggy Wuggy. Da. Mă fac și eu Huggy Wuggy, ia să vedem. Oh, așa arăt și eu? Da, așa arăt și tu. Da, așa arăt. Are. Gata, și acum mergem. Dar stați așa, stați ca să ne prefacem cel mai bine. Da. Mergeți cu camera doar, fără nimic în mână, ca să pară că suntem. Eu tu. Mai, noi suntem de-ai tăi, de fapt. Da, uite că ne salută. Suntem Huggy Wuggy. Salutare. Salut. Salut, să nu ne atași, suntem de-ai tăi. Ia uite. Salut. Mai veniți încă aici, veniți pe mine, lasă să ne salute, că ea crede că suntem de acolo, da. Ok, veniți încoace, în lift, ok, bravo. Pus un buton de like. Gata, am apăs butonul de like. Am apăsat butonajul de like și acum ce facem? Merge. Bă, țineți-vă bine că aici este cel mai rău bebe în galben, ok? Ok, dar suntem Huggy Wuggy și ar trebui să se sperie de noi. Da. Ok? Da, pe eu așa cred. Dar vedeți că acum noi nu suntem Huggy, n-avem puterile lui Huggy. Deci noi practic suntem doar... Oh my god! Ce face? Oh no, ai grijă, Mihai. Oh my god. A apărut și a dispărut. Da, am văzut. Să nu zici că așa o să facă tot drumul până... Nu știu ce să zic. Uite-l. Oh my god. Vezi că aruncă și fuge. Da, am văzut. Mamă, ăsta, vai cum arată. Aruncă cu chestii. Dă și fuge, dă și fuge. Uite. M-am ferit. Ce m-am ferit. Ok. Stânga, okay, dreapta, înainte. Stai. Înainte! Ok, haide să mergem. E în fundătură aici? Uite. A apărut! Ok, e timpul să scoatem mitralierele. Hai, da. Nu, că nu merge așa. Nu atacă. Nu merge așa. Bun, și pe unde luăm, băi? Bună întrebare. Ce caia să arată Huggy cu roba bună? Ia pune pe crouch, merge pe crouch, mine. Să te pui pisică, ia dă-i pe crouch. Da. Mă vezi? A, așa te pui pe crouch. Da, okay. Dar se pune foarte puțin. Da. Da, noi dăm cu capul de perete. Ia uite-le. Mamă, eu cred că trebuie să tragem când aruncă din peppers așa, trebuie să tragem în chestia aia, cred. Asta mă gândesc. Nu sunt sigur, dar cam așa cred. Ok.
bine că avem vizibilitate bună, chiar dacă suntem înalți, știi? Da, da, dar nu știu ce să zic. E, mama, uite, uite, uite. Unde, unde, unde? Uite-l acolo. Doamne, așa ceva. Vezi că eu cred că sunt mai mulți, eu cred că sunt mai mulți. Nu știu ce să zic. Asta, că... Deci eu cred că sunt mai mulți, efectiv. De unde luăm? Nu știu, că m-am pierdut deja în mina asta. Ia. Uite, uite, Mihai e spatele tău. Uite-l. Bă! Bă, ce că l-am făcut praf, dar nu cred că sunt mai mulți. Nu cred, nu. Aici? A, m-a prins! Uite, aici, lângă tine. De spate. Fai de mine. Mă, e plină mina, dar noi ne-am făcut degeaba haghi-waghi, mă. Asta e mina. Eu am crezut că îl speriem când ne facem haghi-waghi, dar da, 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 ia uite-l. Uite-l. Unde, unde? Mihai! Mamă, cum și-a luat-o, Mihai! Da, păi și pe mine m-a nimerit, să știi. Cred că mirosim foarte urât în momentul de față. Da. Sincer să fiu. Băi, asta e o secundă. Aoleu, ai grijă la Pampers! Da, 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 da! Gata. Vai de cap. Deci el i-a pus pe toți bebe în galben ăștia să facă... Uite-l, nu, da, ai văzut și eu chiar și da, am văzut, ia, să încercați să-l prindeți. Bă, e un rahat de ăsta pe jos, uite-l. Oh my god! Se numește noroc. Se numește noroc. Nu călcați în el! Ăsta a câștigi la loto dacă... Băi, e de metal! E de metal? S-a întărit! Nu pot să ridic. Nu s-a întărit! Aaa, mi-ai grijă! Aaaa, oaleu! L-a prins! Hai să vedem cum arată! Mamă, cum arată! Mamă, doamne ferește! Mamă, ce dinți are! Mamă, și tu știi cum se aude când faci... Deci se aude, zici că trage cu securea! Ia! Vai! Și dispare. Aoleu. Ok, mina asta este bântuită de către el. Uite pe ăsta micu. Bă, e vrăjeală. E vrăjeală, e vrăjeală. Aveți grijă, aveți grijă mare. A dispărut, ia stai să văd dacă e ceva pe aici, să pot să dezactivez. Nu știu, am apăsat pe butoane, să văd. Poate s-a întâmplat ceva? Că am apăsat pe butoane? Știi? Nu! Nu. Vezi că e fără dinți, dar tot vine, care are ochii roșii. Tot vine și tot aruncă cu Pampers-ul ăla. Uite-l! Bă! Da, se transformă. În cap chestia aia. Se transformă el. Haide să plecăm din mina asta. Haide să plecăm repede. Da. Trebuie să anunțăm autoritățile. Ocazia noastră să scăpăm. Hai, mai merge liftul. Oh my god! Ce m-am speriat. Eu cred că i-am dat drumul în oraș și capitanule. Lu ăsta cu dinți? Da! Oh my god. Asta nu e bine deloc. Okay. Hai să vedem pe unde. Pe aici, hai să plecăm pe aici. Veniți să încoace și o să trebuiască să ne transformăm. Veniți să încoace, să vă transform. Oh my god. Aoleu! Stai să vă transform în altceva. Uite Kissimissi. Kissimissi? Ah, ce drăguț. Așa. Pe Mihai să-l transform în Freddy. Și pe mine mă transform în Moș Crăciun. Ia să vedem. Ia. Ha. Mamă! Fugiți! Ok, este timpul să fugim repede din zona respectivă. Haide. Dar nu e bine, ne întorcem înapoi în oraș. Veniți în coace. Cea mai bună idee pe aici. Fuge moșul. Ce moș? Eu? Moș prins vara în oraș. Fugării de copcii. Aoleu! Bă, ce e aici? Ai o construcție, cred că. Da, dar nu prea arată bine. Credeți că există șansă să scăpăm de bebe în galben din oraș? Nici nu știu ce să zic. Niciodată? Nu știu, niciodată. Păi știți ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că de acum o să vină în episoadele noastre. Veniți în coace. Aoleu, uite, vezi că fuge și mami. Uite, fuge să sperie, mami Longlegs. Am rezolvat. Dar de ce că eu sunt Kissimissi? Păi s-a speriat de noi, că suntem așa fioroși. Eu-s Moș Crăciun, a zis că se sperie de Moș Crăciun. Da, știu. Uite. Ăla a văzut pe Mihai și a rupt-o la fugă. Uite, eu ce fuge. Așa meriți. Hai, veniți după mine, veniți după mine. Hai să vedem. Trebușoara. Mamă, dar și-a pus postere peste tot. Da, păi nu, că nu o să scăpăm de el prea curând, să știi. Ziceți că nu prea avem șanse să scăpăm. Ok. E Ben, dar nu cred că... E Ben cel rău, oare? Nu, e Ben... E Ben bun. Dar lasă-l în pace, Veniți pe mine, Hai că văd că apar mai mulți. Doamne, ferește, deci nu vine să cred. Dacă au venit cam târziu, băieții, cam târziu au venit să ne ajute. Cred că e ciudat că mă vedeți că-s Moș Crăciun, nu-i așa? Da, e foarte ciudat. Ok, haide să ne întoarcem la noi acasă. Hai. Pentru moment, am închiriat această casă. Veniți să încoacem.
Hai. Da. Să închidem ușile și să sperăm că nu mai apare, ok? Apare Huggy Wuggy, zboară ușa. Nu. Gata, hai. Să sperăm că nu mai apare. Stai că mă uit de la balcon să văd dacă vine cineva. Ia vezi dacă mai vine. Nu, cred că vine. Nu, totul e ok. Încă. Încă. Bă, geamurile sunt închise. Liniștea asta nu avem prea termopane. Place, să știi. Nu? Nu-mi prea place liniștea asta. Nu știu ce să zic. Sigur nu sună bine deloc. Nu știu ce să zic. Păi nu ne vedem la de nimeni, suntem bine. Spate! Luați-l de pe mine! Oh my god, ce m-am speriat! Am cadou de la moșu, bă! Vai de capul meu, a apărut și aici! Oh my god! Da, oameni bune, acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să puseți butonașul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!